Se spune că ce se întâmplă la o petrecere a burlacilor rămâne la petrecerea burlacilor. Pentru un grup de bărbați căsătoriți, lucrurile nu au mers conform planului. Petrecerea burlacilor s-a încheiat cu 17 divorțuri. Bărbatul în vârstă de 33 de ani se pregătea să se căsătorească cu aleasa inimii lui, Laura, după o lungă logodnă. Însă, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Așa cum se obișnuiește, bărbatul și-a organizat petrecerea burlacilor și a mai strâns câțiva prieteni și au plecat în Caraibe. Numai că acolo a început haosul și bărbații au uitat că sunt căsătoriți sau se pregătesc să facă pasul cel mare. Sex, alcool, striptease și orgii, toate documentate cu fotografii pe care le-au pus și pe grupul de WhatsApp din care făceau parte toți. Așa cum se știe foarte bine, femeile află tot. Una dintre domnișoarele de onoare a reușit să se infiltreze în grupul de WhatsApp al băieților. A văzut mesaje, fotografii, filmări. Femeia era căsătorită cu unul dintre petrecăreți. Sophie a cules informațiile și imaginile de care avea nevoie și le-a arătat și celorlalte soții. Se spune că ce se întâmplă la o petrecere a burlacilor rămâne la petrecerea burlacilor. Rezultatul, o nuntă anulată și 17 divorțuri în curs de pronunțare, relatează mesajul.ro.